Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii octombrie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, ascendentul și luna în fecioară. Haideți să vedem, atât din punct de vedere astrologic, cât și din punctul de vedere al cărților oracol și de tarot, ce ne aduce această lună. Se anunță a fi intensă și foarte plină de acțiune. Mercur, planeta intelectului și a gândirii, pe 4 octombrie, intră în semnul balanței din casa voastră a doua. Casa a doua vorbește despre stima de sine, despre sentimentele mele, despre banii mei, despre finanțele mele. Mercur este planeta comunicării, a gândirii, iar balanța este semnul relațiilor, al armoniei. Mercur în balanță poate fi o energie care oscilează destul de mult, care vrea să audă punctul de vedere al tuturor. Mercur în balanță va aduce aici poate tergiversare sau procrastinare. Este foarte interesant în această lună și va fi foarte important să vedeți care este relația voastră cu banii, ce gândiți în raport cu banii și cum vorbiți despre energia banilor. De asemenea, este foarte important să vedeți cum gândiți voi despre voi în această lună și cum vă raportați voi la ceilalți, cum îi prețuiți voi pe ceilalți, pentru că vă vor veni în oglindă să vă reflecte fix ceea ce este în interiorul vostru. Toate aceste lucruri care ies la suprafață acum trebuie armonizate, alchimizate și înțelese pe deplin, trecute prin filtrul propriei voastre rațiuni. Vă pot veni niște idei noi despre cum să faceți mai mulți bani, astfel încât să fiți în armonie, să vă și facă plăcere ceea ce faceți, dar să fiți și pragmatici, așa cum sunteți voi de obicei. Mergem mai departe și pe 8 octombrie, Venus, planeta iubirii, intră în fecioară în casa voastră întâi. Venus este o planetă și o energie foarte magnetică care atrage, iar voi sunteți semnul pragmatic, care luați decizii foarte calculat, sunteți foarte organizați, iar casa întâi vorbește despre eu-ul meu autentic, e un raport cu mine, e un raport cu ceilalți. Cum mă văd eu pe mine, mă vor vedea și ceilalți. Asta în cazul în care stima mea de sine este la loc de cinste, pentru că îl avem pe Mercur în casa a doua. Dacă cumva voi fi foarte confuz, ceilalți îmi vor reflecta foarte multă confuzie. Unde? În comunicare. Asta voi atrage. Pentru alții dintre voi s-ar putea Venus aici să vă urce pe scenă și să atrageți ceva venituri financiare în plus sau oportunități noi de afacere sau la locul de muncă, inclusiv să fiți promovați pentru că veți fi pe deplin vizibili pentru ceilalți. Pe 10 octombrie, Pluto, planeta transformării, a morții și a renașterii, a puterii, își reia mersul direct în Capricorn, în casa voastră a cincea, în casa copiilor voștri, în casa copilului interior, a bucuriei vieții, a lucrurilor care vă fac plăcere, a iubirii, a romanței, dar și a riscului. Pluto este planeta care reprezintă puterea, transformarea, moartea și renașterea. În cazul în care unii dintre voi sunteți părinți singuri, aici Pluto în perioada de retrogradare, posibil să vă fi adus o serie de evenimente prin care voi acum să conștientizați care este relația cu copiii, care este relația cu copilul vostru interior, ce aveți de vindecat, ce traume aveți, pentru că acestea se pot răsfrânge asupra copiilor voștri. Pentru alții dintre voi s-ar putea ca în perioada de retrogradare să fi conștientizat unde voi v-ați exercitat puterea asupra persoanei iubite sau asupra copiilor sau unde aceștia v-au dominat poate pe voi. Pluto spune este timpul să îți asumi responsabilitatea și să te maturizezi. Să te bucuri de viață, dar matur, să îți asiguri viitorul. Pe 10-a 10-a, pe un cod binar, se pot rescrie foarte multe dintre sentimentele, poate mai puțin plăcute, pe care le-ați resimțit în relația voastră de iubire sau anterior în relațiile de iubire sau în copilărie, pentru a conștientiza voi acum că sunteți stăpânul propriei voastre vieți. Copiii voștri pot traversa aici etape de transformare în viața lor, cicluri importante din viața lor care să necesite acum toată atenția voastră. Puteți aici de la o idee care pare o joacă să deveniți un antreprenor de succes. În relația de iubire, Pluto mai spune, ești sigur că vrei să riști totul pentru el sau pentru ea? Și dacă da, ce rol are acest om în viața ta?
Puteți evolua împreună, braț la braț, da orba, pentru că altminteri Pluto zguduie. Ce? Păi structura pe care Capricornul o dorește, ca totul să fie tradițional. Scoate la suprafață focul, scoate la suprafață pasiunea voastră intensă pentru a vă reda și o nouă perspectivă asupra relațiilor de iubire. Pe 12 octombrie, Marte, planeta acțiunii, intră în Scorpion, în casa voastră a treia. Marte, planeta acțiunii, în semnul profund al Scorpionului, într-o casă a comunicării. Marte în Scorpion este o energie aproape obsesivă, care nu se oprește până nu spune ce gândește. Pentru că, da, casa a treia vorbește despre intelect, comunicare, drumurile pe care le facem noi zi de zi, drumurile pe distanțe scurte, vecinii mei, familia mea extinsă, rudele mele, frații mei, iar aici vorbim despre comunicare. Fie despre toate gândurile noastre ascunse pe care nu le scoatem la suprafață, nu le spunem cu adevărat ce vrem să le spunem, fie cum aceștia poate declanșează în noi niște stări de tristețe nejustificată, tocmai pentru că în noi acolo sunt niște lucruri care trebuie scoase în lumină și vindecate. Marte în Scorpion aici mai aduce și acțiune. Cursuri noi, idei noi. Care este relația cu familia mea? Care este relația cu partenerul meu de viață? S-ar putea să vă întâlniți unii dintre voi marea iubire din greșeală, și spun din greșeală metaforic, pe drumuri, să fiți pe drumuri, și voi, și el, sau ea. Pe 14 octombrie avem parte de evenimentul de lună nouă din balanță, care este deopotrivă și eclipsă de soare din casa a doua. Bani, iubire, stimă de sine, proprietățile mele, resursele mele, materiale și sentimentele mele. Iar luna nouă spune intenții noi, doar că fiind eclipsă de soare, are un efect puternic sau avem senzația de predestinare în viața noastră în aceste zile. Aici voi menționa următorii ani, 1998-1999, 2006-2007, 2015-2016, când această energie s-a mai regăsit în viața noastră. Noi intenții, idei noi despre cum eu acum pot să fac mai mulți bani, despre cum eu acum pot să mă vindec și să-mi ridic stima de sine. Cum ceilalți mă văd pe mine, cum este momentul să nu mai plec urechea, poate, sau să fiu foarte atent la ce declanșează în mine, pentru că îmi vorbește despre ceva ce trebuie vindecat. Pentru ca eu să mă întregesc și să fiu fericit și liniștit și în armonie cu mine însă. Parteneriatele mele, relațiile mele cu prietenii cei mai buni, cu ai mei clienți, cu ai mei parteneri de afaceri sau cu soțul, soția sau cu persoana cu care sunt într-o relație de lungă durată, pot ieși acum la suprafață. Să luați hotărâri noi cu privire la aceștia. Pe 22, Mercur intră în Scorpion. Pe 23, Soarele intră în Scorpion, în casa a treia, unde se regăsește deja Marte, unde deja Marte va aduce această idee de absolut, de alchimie profundă pe care nu o puteți explica. S-ar putea unii dintre voi să începeți niște studii în domeniul ocult, astrologie, numerologie, tarot, să verificați istoria lumii și geneza. De ce nu? Soarele aduce aici foarte multă energie. Să fiți atenți la gândurile voastre, pentru că s-ar putea să observați cât de rapid materializați. Mercur aici vă va oferi acces dincolo de cortină. Să vedeți și să începeți să citiți printre rânduri ce anume se întâmplă pe lângă casa voastră, cum vă tratează ceilalți, ce părere are familia despre voi, pentru ca voi să vindecați toate aceste lucruri și să faceți pace cu aceștia. Energia Scorpionului este și una foarte sexuală și pasională, în consecință puteți avea parte acum de conversații noi, de comunicare cu cineva care vă curtează, dar la cote foarte înalte și incendiare. Și nu în ultimul rând, pe 28 octombrie avem parte de luna plină din Taur sau eclipsa parțială de lună de această dată din casa voastră a noua. Din casa în care din student mă transform în profesor. Casa în care am legătură cu alte civilizații, cu oameni care nu sunt din aceeași țară sau de aceeași naționalitate cu mine, casa credinței, casa legii și casa spiritualității. O lună plină spune eliminare, finalitate,
corectăm deciziile anterioare. Iar semnul taurului spune confort, bani, iubire, stimă de sine, credința mea. Unde m-a dus credința mea până acum? Unde m-au dus ideile mele până acum? M-am dezvoltat așa cum mi-am dorit? Sunt în locul potrivit dacă nu sunt în țara în care m-am născut? Este oare cadrul acesta potrivit pentru viitorul meu? Are legătură cu chemarea sufletului meu, cu casa a zecea, cu profesia mea? Îmi pot stabili, îmi văd viitorul aici? Mai apoi în casa 11-a. Taurul vorbește despre confort sau sunt în zona de confort. Este momentul să înlătur vechiul din viața mea pentru ca noul să-și facă loc. Idei noi, avangardiste, să mă înscriu la studii înalte sau să încep să cercetez, să verific, să descopăr lucrurile care mă înconjoară cu mai multă profunzime și cu mai multă pasiune. Toate acestea mă vor ajuta pe mine la vindecare, la iubirea de sine și la a mă simți eul meu autentic. Să vedem așadar ce ne spun și cărțile Oracol. Vă urez tuturor să aveți o lună octombrie minunată. A ieșit din pachet iubitul sau iubita și numărul 11. Și avem planeta Venus și Mercur, foarte interesant. Avem arhetipul scorpionului, dar avem și asul de cupe aici. Cu cine îmi văd eu viitorul și alături de cine îmi văd eu viitorul sau cum? Viitorul meu va fi acum trasat, în acest moment prezent, prin energia acestor două eclipse. De asemenea, Venus în casa întâi în Fecioară vorbește despre anul 2015, când istoria s-a mai repetat. Pentru că iese din Leu, unde am menționat la vremea respectivă că se repetă un ciclu de 8 ani. Ce pot face acum să-mi schimb viața? Să atrag în viața mea oamenii potriviți, care să mă respecte, pe care să-i respect, de la care să învăț și care să învețe de la mine. Să ne întrepătrundem experiența și să evoluăm împreună. O decizie foarte importantă în relații va fi pentru voi în această lună octombrie. Ayahuasca, renaștere, casa 5-a și avem planeta Pluto. Avem și planeta Jupiter și planeta Neptun. Pluto din Capricorn, din casa voastră a 5-a, vă schimbă radical ideea în această lună despre iubire. Căpătați voi o conștientizare aparte sau poate vă treziți din visare pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi vă întâlniți maestrul, acel om pe care îl așteptați, care să vă ajute pe drumul pe care deja sunteți în evoluția voastră, în viitorul vostru. Renaștere. Niște lucruri care nu funcționau anterior, acum își revin. Vă liniștiți, vă calmați în această lună. Abundență, numărul 19 și soarele, Jupiter și Mercur. Mercur în balanță. Dar aici l-avem pe Jupiter care este în perioada de retrogradare în Taur, unde se regăsește și Uranus. Atenție la electricitate în această lună când se produce eclipsa parțială de lună. Și Mercur în balanță pe de-o parte cu eclipsa de soare, Jupiter pe de cealaltă parte cu eclipsa parțială de lună. Atenție la mândrie, atenție la ego, atenție la intenția care mă motivează pe mine de fapt. Luna aceasta este una care va aduce foarte multă claritate. Evident, dacă voi sunteți deschiși pe drumul acesta al căutării și al evoluției spirituale în viața voastră, pentru că vă poate aduce abundență, ceva extraordinar de bun. 19 este soarele, vitalitate, sănătate, abundență și foarte mult optimism. Unde? În iubire, se revarsă cupa. Vă puteți întâlni dragostea vieții sau vă puteți reîntâlni dragostea vieții voastre. Avem Capricornul, iată, ambiție, realism și pași foarte metodici. Unde voi acolo în casa a cincea, unde Pluto își rea mersul direct în Capricorn, ați mers foarte calculat, ați făcut niște pași foarte metodici. Poate ați fost calculați anterior în relațiile de iubire și poate cei cu care ați fost într-o relație de iubire nu au fost în acord și în asentimentul vostru. Poate erau firi creative și voi firi foarte realiste. Și atunci s-a ajuns la o nepotrivire de caracter.
Și avem numărul 16 și gândurile. Gândurile voastre vă vor crea realitatea. În relația cu banii, în relația cu ceilalți, în relația cu persoana iubită. 16 este turnul care vine cu o conștientizare. Să fiți atenți la ce gândiți și la ce spuneți în această lună, pentru că veți avea parte de foarte multe surprize. Să vedem. Relații, plan material, plan emoțional pentru Fecioară, luna octombrie. La relații avem 10 de băte, 9 de monede și luna. Pentru cei singuri, veți conștientiza cu ce v-ați luptat. V-ați luptat cu o idee, v-ați luptat cu o credință personală care v-a ținut în această perioadă în singurătate. Sau unii dintre voi veți înțelege de ce v-ați dorit să fiți singuri, iar alții dintre voi de ce sunteți singuri acum, pentru că are legătură cu conștiința voastră înaltă, cu o traumă ancestrală, dar și cu o traumă din neam predat, din perioada în care mama era însărcinată cu voi. Luna, subconștientul, ceva din subconștientul vostru care a fost blocat este acum pe cale să iasă la suprafață pentru ca voi să atingeți această stare de împlinire, stimă de sine, putere de atracție și putere de manifestare în relații. Pentru cei care sunteți în relații stabile, aici s-ar putea ca unii dintre voi tot timpul să fi avut senzația că fie nu faceți suficient de mult, fie oamenii de lângă voi nu fac niciodată suficient de mult, sau fie aceștia nu își asumă relația cu voi sau un angajament foarte stabil pentru că ar mai avea pe cineva sau pentru că le-ar fi gândul la cineva. Pentru alții dintre voi vreți să puneți punct unei relații și nu știți cum să o faceți sau nu știți dacă este bine să o faceți. Vom vedea. Iar pentru cei care sunteți într-o perioadă de separare, marea voastră majoritate veți abandona ideea de revenire a cuiva în viața voastră pentru că vă ridicați stima de sine, pentru că vă vindecați sau vă veți fi vindecat cu Pluton în retrogradare acolo în casa a cincea, care v-a ajutat să vedeți ce înseamnă de fapt iubirea și în ce relație erați voi cu adevărat. Ce zice 10 de bâte aici? 3 de spade. Înlăturați din viața voastră durerea, dar să știți că a fost o durere tală. Voi ați învățat durerea aceasta. Cineva v-a învățat în copilărie. Formatorii voștri din copilărie v-au arătat un fel de a fi al lor pe care voi l-ați recepționat, l-ați cartografiat în creier pentru cei singuri. Veți elimina această perioadă de singurătate din viața voastră, fie cunoașteți pe cineva iubirea vieții voastre, fie ajungeți să vă fie extraordinar de bine cu voi singuri, așa cum sunteți, și atunci cineva oricum vine către voi, pentru că al vostru gând este direcționat către alte lucruri mai importante, către armonie, către a fi bine. Pentru cei care sunteți în relații, aici există o durere ascunsă, o durere care are o istorie în spate, care trebuie în această lună lămurită, discutată. Și veți avea parte de disponibilitatea partenerului vostru de viață să discutați despre ce aveți de făcut pentru ca și voi și el să se simtă bine. Unii dintre voi s-ar putea să ajungeți la concluzia că vă este mai bine singur și să vă separați. Iar alții dintre voi s-ar putea să vă ajutați partenerul într-o direcție, într-o provocare pe care o are și acest lucru de fapt să vă dărâme pe voi. Și anume că partenerul vostru are o provocare. Ce ne spune lumea? 9 de monede, luna, am spus lumea. Foarte interesant că a apărut aici lumea în gândurile mele. Pentru cei singuri, veți fi foarte bine și cu Venus în Fecioară în casa întâi veți avea ocazia să atrageți magnetic pe cineva în viața voastră, pe cineva foarte stabil, foarte întreg la minte, foarte stabil emoțional, dar și financiar, și să intrați într-o frumoasă poveste de iubire după evenimentul de eclipsă de soare din balanță. Pentru cei care sunteți în relații, aici este ceva ce nu funcționează. Unii dintre voi vreți să ieșiți din relațiile în care sunteți pentru că nu mai servesc, nu mai vin și nu mai duc nicăieri.
Și veți face acest lucru, unii dintre voi o veți lua pe drumuri diferite, iar cei care sunteți în perioada de separare, pentru unii dintre voi persoana aceasta este bine acolo unde este, nu are neapărat gânduri de revenire, iar pentru alții dintre voi sunteți în sfârșit singuri amândoi, gata să fiți împreună. Poate ați fost căsătoriți sau poate unul dintre voi a fost căsătorit. Și 9 de monede aduce 2 de bâte. Niște planuri care se fac acum. Niște planuri. Aveți niște idei. Împăratul. Niște idei să treceți la acțiune. Nodul nord în berbec vă va ajuta pe voi în această lună să luați cele mai bune, să știți, decizii pentru voi în relații. Aici sunt niște schimbări majore cu acea eclipsă de soare. După cum spuneam, gândiți-vă la anii pe care i-am menționat și care au legătură cu familia. Unii dintre voi ați mai fost căsătoriți, puteți să vă căsătoriți acum. Unii dintre voi vă puteți căsători acum, după ce ați fost într-o relație de lungă durată, o bună vreme. Iar alții dintre voi s-ar putea să vă asumați un drum singur. Cei separați. Cavalerul de bâte. Această energie a scorpionului din casa voastră a treia s-ar putea să reaprindă flacăra iubirii, dar nu cu cel de care v-ați separat, ci cu altcineva, cei singuri. Aveți și voi parte de foarte multă energie sexuală, de foarte multă atracție. Veți cunoaște pe cineva, cineva este disponibil, cineva este disponibil să comunice, să vă intre în joc. Iar cei care sunteți căsătoriți, aici a dispărut pasiunea și fie discutați despre aceste lucruri, fie o veți lua fiecare separat pe drumul vostru. Și mai avem 3 de cupe, bucurie. Până la urma urmei veți fi foarte mulțumiți în luna octombrie cu schimbările care se vor petrece aici pentru voi, pentru că sunt schimbări care au reverberații pe termen lung și foarte lung. Cea mai bună carte care descrie relațiile. Regina. Iubire și prosperitate. Venus în fecioară și toată activitatea voastră din casa a doua, unde se produce eclipsa de soare, vă vor aduce unora dintre voi iubirea vieții voastre. Cunoașteți pe cineva fascinant care vă găsește la rândul ei fascinanți pe voi. Este un sens de predestinare aici, să știți. Ce se va întâmpla aici, în luna asta pentru voi, este pentru că trebuie să ajungeți într-un loc anume, alături de cineva anume. La nivel de plan material, iată, abundență, prosperitate, 5 de spade, este programul nostru mental și frica de sărăcie. Dar vedeți că dacă îl înlăturați, aveți acest sens al predestinării cu eclipsa de soare din casa a doua, care vă aduce bani, prestigiu, faimă, casa a 10-a, alt nume. Pentru unii dintre voi, dacă reușiți să vă calmați mintea, veți avea o șansă incredibil de mare să faceți ceva grandios în această lună. Unii dintre voi vă găsiți serviciu, alții dintre voi sunteți promovați, aveți o creștere financiară și aveți un câștig foarte mare de cauză. Ceva ce înainte vă îngândura și vă întrista, acum dispare complet din viața voastră. Pentru alții dintre voi poate fi custodia copiilor, să știți, aici. Este un sens foarte puternic de predestinare aici. Omul potrivit la locul potrivit, de noroc, noroc, noroc pur. 5 de spade îl clarifică pe 5 de spade. Încercați să vă liniștiți și să vedeți exact ce vă împiedică pe voi în mintea voastră acolo să reușiți. Roata destinului are pajul de spade. Ceea ce spuneți voi vă creează realitatea. Fiți atenți la cum gândiți și la ce spuneți și când spuneți. Pentru alții dintre voi este vorba despre un copil aici și 2 de cupe. Parteneriatul sau s-ar putea să fie nevoie în această lună să fiți foarte curajoși și să materializați precum copiii, căci ei nu știu încă până la vârsta de 7 ani, chiar și mai mici, ce înseamnă nu. Și în această lună va fi vorba la voi despre cum reușim să rezolvăm, cum reușesc să fac ceva, nu dacă reușesc să fac ceva. Aveți un parteneriat. Iar alții dintre voi,
Cunoașteți pe cineva la locul de muncă, voi, sau la locul lor de muncă, prin activitatea profesională, posibil, sau pe drum spre serviciu. Pentru alții dintre voi aici mai înseamnă mă mut, mă relochez, mă mut din țară, mă relochez, mă mut cu tine, mă mut de la tine, pentru unii dintre voi. La nivel de plan emoțional avem 8 de cupe, regina de spade și faetonul. Cei care sunteți în relații stabile s-ar putea să tăiați comunicarea complet și definitiv cu cineva, să lăsați o veche poveste în spate. Cei care sunteți singuri, vă îndepărtați de perioada de singurătate și vă îndreptați către iubire și prosperitate. Cei care sunteți în perioada de separare, această perioadă de separare s-ar putea să fie acum definitivă pentru unii dintre voi, iar pentru alții să se creeze această ocazie perfectă în viața voastră de bucurie colosală prin care această persoană să conștientizeze că voi sunteți alesul sau aleasa sa. La nivel medical aici aveți o realizare, aveți o persoană care vă ajută să ieșiți dintr-o încurcătură, niște analize, sunteți în grafic cu o condiție medicală, ce lăsați în spate cu 8 de cupe, luna, neliniștea, vă vindecați, ori relația cu mama v-a necăjit atât de tare și din această cauză în viață n-ați reușit, ori vă împăcați cu mama, ori voi, dacă sunteți mame, vă împăcați cu ai voștri copii, ori îndepărtați din viața voastră o aventură, în cazul în care ați fost într-un trio amoros, vă eliberați, veți spune stop pentru totdeauna, dacă sunteți voi implicați, sau veți ieși dintr-o relație, fie ea chiar și de căsătorie, pentru că meritați mai mult. Aici avem regele de bâte peste regina de spade, pentru că știți că meritați mai mult și pentru că întâlniți pe cineva, cineva vă curtează și faetonul aduce justiția. Pentru unii dintre voi un divorț, pentru alții dintre voi drumul către altcineva. Când se va produce în balanță eclipsa aceea de soare, cu anii pe care i-am menționat, să fiți atenți cine apare în viața voastră, pe cine aveți în minte atunci, vă lămuriți, ies la suprafață niște secrete din trecut, se face lumină în povestea voastră de viață și în familia voastră. Talismanele. Pentru unii dintre voi niște chestiuni legale. Aveți un câștig de cauză în legătură cu niște chestiuni legale. Eclipsa de lună parțială din casa nouă. Vă eliberați de dramă, de tristețe, de suferință unii dintre voi. Roata destinului, v-am spus, este un sens al predestinării aici. You are my sunshine, iubirea vieții mele, o rază de soare, vedeți soarele, vă veți simți și vitalizați și bine la nivel de sănătate. Avem faetonul și aici, foarte multă acțiune, foarte multe drumuri veți face în această lună, unii dintre voi vă schimbați mașina. Aici cineva vă scrie, comunică, este disponibil să comunice cu voi sau vă cunoașteți iubirea vieții. Spune, tu ești favoritul meu, cineva vă face o declarație de iubire, cunoașteți pe cineva. Mergeți la un concert, poate unde cunoașteți pe cineva sau, uite, un artist sau veți fi pe aceeași lungime de undă cu cineva. Soarele din nou, o reușită veți avea, recunoaștere la locul de muncă. Absolvire. Fie aici, dacă aveți legătură cu cineva implicat într-un proces, acesta este absolvit, este nevinovat, sau voi veți afla că omul la care vă gândiți voi este nevinovat în cazul în care l-ați suspectat anterior de ceva și vă liniștiți, vă eliberați, sau aveți un câștig în instanță, se echilibrează o situație. Aici avem un microfon, veți fi auziți. Vedeți ceva neașteptat, cineva vă vorbește neașteptat, vă abordează neașteptat, veți fi recunoscuți.
Veți fi foarte atrăgători cu Venus în casa întâi. Pluto în casa a cincea, în Capricorn, acum în mers direct, vă dă foarte multă putere și creativitate să vă schimbați viața. O vindecare și la nivel de suflet, dar și la nivel fizic. O schimbare de tratament sau scăpați de un tratament. O eliberare. Alții dintre voi vă puteți reloca. Aveți un as de cupe aici și l-am văzut și aici. Un as în mânecă. O șansă măreață. Apreciere. Înțelepciune. Actele. Deci în instanță obțineți niște acte, unii dintre voi pensia alimentară, alții dintre voi porniți pe calea cunoașterii, faceți o descoperire sau semnați noi contracte. Se netezește, ceva se ușurează, voi vreți să fiți mai atrăgători în această lună, atenție la niște reparații în casă, la un circuit electric, alții dintre voi veți lucra la ceva foarte important în această lună. Avem un saxofon, poate un concert de jazz sau poate cineva foarte boem vă iese în cale. Avem o albină la locul de muncă. Vor fi lucrurile mai liniștite. Faceți niște măsurători și niște calcule, puteți face renovări sau vă bate gândul să vă luați o nouă locuință, să amenajați ceva în casa voastră. Aveți pasărea Phoenix, toată energia aceea scorpionului vă aduce vouă o schimbare, avem o cămilă, ceva legat de Egipt sau ceva legat de străinătate sau toate greutățile voastre de până acum și toată povara dispare din viața voastră pentru că nodul nord vă ajută. Voi aveți berbecul în casa a 8-a, dincolo de cortină, acolo unde vorbim despre custodie, taxe și impozite, asigurări de toate felurile, putere, banii celuilalt, aveți un câștig într-un proces, puteți să recuperați niște bani din parteneriate vechi, avem moșețelul, liniște și calm, ceva foarte bun începe pentru voi aici, sunteți ghidați să vedeți dincolo de cortină, înțelepciune, numărul 3, casa 3 aceea din Scorpion pentru voi va fi de mare impact, inițiala N, E și J, o bucurie, scăpat de o tensiune, poate tensiune electrică, poate tensiune în corpul fizic, tensiune arterială sau de o tensiune de o povară și mai am aici niște inițiale. Inițiala N, M, H, V, T, B, F, K, X, F. Și mai am nevoie, deci n-am deloc vocale. A, K, X și N. Ban. La nivel financiar. Aveți un câștig financiar. Foarte multă pasiune în această lună. Energie sexuală, pasiune, atracție. Aveți nevoie de hidratare, unii dintre voi aveți nevoie de foarte multă odihnă să nu pierdeți nopțile, unii dintre voi vă vindecați de o patologie, veți fi văzuți fabuloși, alții dintre voi încheiați ceva ce are legătură cu familia voastră sau intrați într-o nouă familie, alții dintre voi veți fi cumva celebri, veți fi cumva recunoscuți, veți avea parte de o bucurie, de faimă. Alții dintre voi primiți o veste, o înștiințare oficială că ceva funcționează bine. Pentru unii dintre voi mai aveți un pas și gata. Sunteți foarte aproape de ceva. Cunoașteți pe cineva foarte distins, foarte elegant, foarte rafinat. Alții dintre voi aveți o provocare posibil medicală aici cu respirația, plămâni, astm, pentru care puteți face ceva să se amelioreze. Mai este o cale în afară de cea pe care deja o știți deja. Alții dintre voi, dacă vreți să țineți dietă, acum este momentul. Unii dintre voi faceți o călătorie undeva, fie este un muzeu mare, fie este o instituție mare, fie este un templu care vă aduce bucurie. Călătorie cu avionul văd aici. Se schimbă fontul, fie se schimbă discursul sau comunicarea sau mesajul pe care îl primiți vă bucură, fie aveți nevoie de un consult oftalmologic. Aici văd pe cineva cu pigment în piele, cu melanină, poate cineva care nu este de aceeași naționalitate cu voi,
care vă curtează, iar alții dintre voi o jumătate, este vorba despre o jumătate care se întregește acum, sau totul sau nimic, nu pe jumătate. Și cam atât, dragii mei, vă doresc tuturor să aveți o lună minunată, să fiți iubiți sănătoși și bine. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!